Ci Sapilah, basm indonezian. Se zice că trăia odată un plugar bătrân care avea doi feciori. Pe cel mare îl chema Daud, iar pe cel mic Sapilah. Dar feciorii aceștia nu semănau unul cu altul cum nu seamănă ziua cu noaptea. Daud era vânjos, chipeș și bun la inimă ca pâinea caldă. Sapilah avea picioarele strâmbe, era pizmaș, viclean și fugea de muncă cum fuge iepurele de tigru. Într-o zi, tatăl își trimise feciorii să are o fâșie de ogor aflată la marginea satului. Ajungând acolo, Daud înhămă bivolul la plug și îi spuse fratelui său: Hai, frățioare, hai, e vremea să ne apucăm de muncă. Dacă mai săpovim, ne prinde zăduful. Îndată, îndată, frate Daud, acuși vin. Ce? Vai de mine, ce, frate? Vai de mine, mă prăpădesc. Ce-i, frățioare, ce s-a întâmplat? Stai. Nu știu, m-a apucat așa dintr-o dată, vai, nu mai pot. Frate Sapilah, spune-mi, cum să te ajut? Nimeni nu mă poate ajuta, toate mă dor și pieptul și spinarea și brațele. Parcă mă împunge cineva cu sulițe. Ce soartă amară. Stai liniștit, frate, stai, nu te mai zbuciuma. Da. Uite, am să te așez colea sub copăcelul ăsta, la umbră. Așa. Îți pun și un braț de iarbă sub căpătăi. Da. Uite, ai aici și ulciorul cu apă proaspătă. Iar eu o iara și singur, cum ai putea? Frățioare. Daud munci fără contenire până la căderea serii. După ce trase ultima brazdă, se așeză trudit lângă fratele său. Uite că am dat gata, țarina. Cum te mai simți? Parcă mi-am mai venit în fire puțin. Ei, atunci eu zic că putem porni spre casă. Fie să pornim. Da, știi ce mă gândesc eu, frățioare Daud? De atâta muncă ești murdar din cap până în picioare. Tata are să se supere dacă vei trece pragul casei așa nespălat. Du-te la malul mării și curăță-te bine, iar eu voi mâna bivolul spre sat. Povața nu era de fel, chiar așa am să fac. Daud se duse la malul mării fără nicio bănuială. Vicleanul său frate își mânji de grabă tot trupul cu noroi și o lua la picior în urma bivolului. Tatăl, care își aștepta cu nerăbdare feciorii, se miră văzându-l că se întoarce singur. Dar ce-i cu tine, fiule? Unde a rămas fratele tău, Daud? O, tată, îmi e greu să rostesc asemenea vorbe, dar n-am încotro. Nevrednicul Daud, nesocotindu-ți porunca, s-a tolănit la umbră, iar eu a trebuit să o stenesc singur toată ziua. Da, privește-mă, sunt slăit de trudă și plin de noroi până în albul ochilor. Nemernicul, cum a putut să facă asta? Cine oare m-a blestemat să am un fiu atât de trântav? Mi-a fost drag la fel ca tine, Sapilah, dar una ca asta nu i-o pot ierta. Îl voi pedepsi cu cea mai mare asprime. Voința unui părinte e sfântă pentru copiii săi. Dar iată-l că sosește. Eu mă duc, tată, căci nu vreau să-mi sângere inima când îl vei mustra. Hei, Sapilah, unde ești? De ce ai lăsat bivolul în mijlocul grăzii? Hei, vino de-l hrănește și adapă. Cum îndrăznești, fecior, fără inimă să dai porunci? Fratele tău a muncit toată ziua pentru amândoi, iar ție ți-e lene să hrănești până și bivolul. Tată, dar nu înțeleg de fel ce spui. Nu Sapilah, ci eu însumi am arat ogorul fără niciun ajutor. Cum? Cutezi să mă minți fără rușine? Da, uită-te la tine. Așa oare vin oamenii de la Arad cu mâinile și fața strălucind de curățenie? Tată, ești sânge din sângele meu, dar nu vreau să mai am lângă mine un fiu trândav și mincinos. Cum, tată? Iată, ține punga asta.
și du-te încotro vei vedea cu ochii. Dar pragul casei părintești să nu-l mai calci, fiindcă mânia mea nu va slăbi niciodată. Copleșit de amărăciunea acestei nedreptăți, Daud porni fără țintă pe drumul pustiu. Adânca durere făcuse să-i încărunțească părul într-o clipă. Mergea ca orb, cu ochii plini de lacrimi, când, iată, auzi din urmă pași grăbiți. Ei, frățioare! Frate Daud, încotro! De ce mă mai întrebi, Sapilah, când eu însumi nu știu? Dar ia stai, poate că vei fi în stare să mă lămurești. Cum de s-a putut înșela părintele nostru, socotindu-mă leneș și mincinos? Vai, nici eu nu înțeleg. Pe semne că bătrânețea i-a furat mințile. Iar greșeala lui mi-a furat mie bucuria vieții. Ce să-i faci? Va trebui să îndur. Rămâi cu bine, Sapilah. Ba nu, frățioare, ba nu! N-am de gând să te las singur în nenorocire. Merg și eu cu tine. Oh, frate Sapilah, lasă-mă să te îmbrățișez. Dragostea ta mi-a lină rănile sufletului. Ei, lasă, lasă, nu-i nevoie de atâtea vorbe. Hai și-o-mi porni. De nu mă înșel la plecare. Tata ți-a dat o pungă, nu? Mi-a dat. Și e chiar plină cu bani? E plină, dar la ce-mi folosește oare, când ființa mi-e tot atât de plină de obidă? Feciorașilor, dragii moșului, miluiți cu ce vă lasă inima un bătrân flămând și fără puteri. N-avem, moșule, n-avem, dă-ne pace! Tu n-ai, Sapilah, dar eu am. Ține, uncheașule, un ban de argint. Să te răsplătească ursita după cum meriți, fiule. Văd pe chipul tău semnele mărinimii și vitejii. Iată, ține de la mine această săgeată de trestii. Să nu-ți pară lucru fără preț, căci într-o zi poate că-ți va fi de mare folos. Și merseră cei doi frați, merseră astfel cale de trei zile, până ce ajunseră la o cetate mare, cu ziduri înalte și pline de strălucire. Dar de cum pășiră pe ulițele acelei cetăți, îi cuprinse uimirea. Ce să fie asta, frate? Cetatea e frumoasă și bogată cum rar se pomenește, dar oamenii sunt cu toții triști și posomorâți. E parcă i-ar fi lovit o mare nenorocire. Da, și mai e o ciudățenie, frățioare. Până acum n-am întâlnit decât oameni vârstnici. Tineri ca noi n-am văzut deloc. Într-adevăr, ciudate fapte. Cum am putea oare să le aflăm tâlcul? Dar ia-te uită ce minunăție de palat. Pun rămășa că aici stă însuși rajahul. Da, nu mai încape nicio îndoială. Iată-l, iată-l că tocmai iese înconjurat de slujitori. Privește ce față mâhnită are. Ce e cu voi, străinilor? De unde și când ați sosit în cetate? Mărite rajah, chiar acum am sosit, venind de la țărmul mării. Dar oare după ce a cunoscut luminăția ta că suntem străini? Asta nu-i greu de fel. Căci la noi nu se văd decât chipuri de bătrâni. Adevărat, și noi am luat seama la aceasta. Dar pricina nu putem ghici de fel. Asemenea, n-am putut pricepe de ce pe fețele tuturor se citește atâta amărăciune în înălțimea ta. Aflați-o, drumeților, că un rakshas, un duh răufăcător, s-a abătut pe aceste meleaguri, răpind-o pe domnița sa Parvati, fiica mea și lumina ochilor mei. De atunci, unul câte unul, tinerii cei mai viteji din cetate, au pornit să o scape pe Saparvati din ghearele rakshasului. Dar niciunul nu s-a mai întors.
cum să nu domnească oare mâhnirea cea mai adâncă? Măria ta, numele meu e Daud și nu sunt de neam ales. Dar îngăduie-mi să-mi încerc și eu puterile în luptă cu cel ce ți-a răpit copila. Voinice, de vei birui și mi-o vei aduce teafără. Va fi soața ta. Teamă-mi e că îți vei pierde viața. Luminate, Rajah, viața mea tot nu mai prețuiește mare lucru. Poruncește doar să mi se dea armele de trebuință. Și mie să mi se dea arme. Dacă fratele meu nu-l va birui pe Rakshas, îl voi răpune eu, căci nu mă tem de nimica în lume. Fie după voia voastră. Slujitori, aduceți arme cât mai multe și mai felurite. Iată, alegeți după cum credeți și după cum vă îndeamnă vitejia. Eu mi-aleg clevangul, sabia aceasta cu mâner aurit. Prea bine, frate, e o armă minunată. Eu însă mă voi mulțumi cu arcul acesta mlădios, cu struna bine întinsă. Mergeți cu bine, o vitejilor. Voi ați făcut să zămislească iar nădejdea în inima unui părinte. Și frații porniră iar la drum, străbătând jungla plină de taine. Tot mergând ei astfel, le ieși în cale un vânător, care trăgea după sine de funie un pui de elefant. Puiul se opintea din răsputeri, căutând să scape din laț, dar în zadar. Daud privi cu milă vietatea chinuită. Hei, omule, de ce nu slobozești puiul ăsta necășit? Cum? Oare ți-e inima de piatră? Pe semne că ești în toate mințile. Zile în șir m-am trudit să-l prind, iar acum să mă lepă de câștigul meu? Spune-mi, cam ce preț crezi că ai luat pe el? Preț? Știu și eu. Poate chiar o pungă plină cu bani. După cum vezi, e un animal vânjos. Atunci iată, ține punga asta și desnoadă funia. E, fie cum se voie. Iată-l dezleg. Cum mai fuge? Cu puțin lucru te-ai ales pentru banii tăi, drumețule. Dar fiecare face ce poftește cu avutul său. Bun rămas. Cum ai putut să faci una ca asta, Daud? Grozav, târg, n-am ce zice. Am rămas săraci lipiți amândoi. În schimb, am redat libertatea unei viețuitoare nevinovate. Nu fi mâhnit, Sapila. Frățioare, ce să fie asta, tu auzi? Aud. Acesta trebuie să fie răcnetul Rakshasului, fiindcă nici o fiară nu are asemenea glas. Eu nu merg mai departe. Simt cum îmi tremură picioarele. Frica nu face cinste nimănui, frate Sapila. Dar dacă vrei, rămâi aici. Eu pornesc mai departe. Nu mă lăsa singur în pădure. Una din două. Ori mergi cu mine, ori rămâi pe loc. Nu, te însoțesc mai bine. Dar nu vreau să rămân singur. Ia-mă cu tine. Ascultă, din nou strigă Rakshasul mânia. Poate că simțurile lui au vestit apropierea unor ființe omenești. Dar unde oare și-o fi având bârlogul? Nu văd nimic prin preajmă. Oare stă la pândă? Eu bănuiesc că din prăpastia aceasta întunecoasă vin strigătele lui. Da, nu m-am înșelat. Dar din păcate nu-i nici urmă de treaptă care să ducă în vizuina asta blestemată. Rakshasul cu aripilei puternice urcă și coboară în zbor. Dar eu, cum oare aș putea să pătrund până la el? Cum, frățioare? Vrei să cobori în prăpastie? Păi altfel, de ce am mai bătut atâta cale? Nu ne-am legat oare să o scăpăm pe domnița sa Parvati? Stai, am un gând. Vom împleti o funie groasă de liane pe care mă voi coboră. Da. Tu rămâi aici de veghe. Da. Când voi scutura eu funia din adânc, mă vei trage fără zăbavă, sus. Da, asta-i faptă de nebun, frățioare. Numește-o cum vrei, dar ajută-mă să împletesc funia. Hai, nu-i vreme de pierdut. Și Daud coborâ pe funie până în străfundul prăpastiei. Abia puse picioarele pe pământ, când în fața lui se ivi însuși Rakshasul,
duhul cel fioros și pocit. Era înalt și greoi ca o stâncă, avea colți ascuțiți ca de tigru și ochii lui aruncau flăcări. Cum dai cutezat să-mi încalci tărâmul, hoț ticălos de carne omenească? Am venit să ne măsurăm puterile, duhlacom și netrebnic. Să te măsori tu cu mine? Ha, 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 ha! Prihindelule, te voi strivi ca pe o gâză! Mare ți-e trufia, Rakshasule, dar eu nu mă tem de tine. Te voi străpunge cu săgeata! Ha, ha, ha! Trage dacă vrei! Pielea mea e tare ca 1000 de piei de bivol la un loc. O singură săgeată mă poate răpune, dar aceea se află în mâna unui cerșetor din Madagascar. Poate că e mult mai aproape decât crezi, Rakshasule. Ține! E mort! L-ai răpus! Rakshasul e mort! Spune-mi, cine ești și cum ai străbătut până în băgăuna aceasta, cutezătorul Arcaș? Numele meu e Daud, prealuminată domniță Saparvati. Și m-am legat înaintea tatălui tău să te scap din ghearele căpcăunului. Cum să-ți mulțumesc, oare, viteazule cu păr încărunțit? Iată, ține acest inel cu piatră de mărgăritar. Primesc darul, bună domniță. Dar acum e vremea să părăsim acest tărâm. Acolo sus se află fratele meu, Sabilah. Te voi lega cu funia de mijloc, iar el te va ridica încetişor. Apoi mă va scoate și pe mine. Dar ridicându-o pe domnița sa Parvati, netrebnicului Sapilah îi veni gândul să tragă el singur foloase de pe urma faptei fratelui său. Așa încât tăie funia, lăsându-l pe Daud în prăpastie și fără să ia în seamă plânsetele domniței, porni cu ea spre cetate. Ajuns în fața rajahului, spuse plin de fală: Luminate rajah, iată-ți fica, vie și nevătămată! De Rakshas nu trebuie să vă mai temeți, căci eu l-am făcut mici fărâme cu sabia aceasta aurită. Iar acum, luminate rajah, aștept să-ți împlinești și tu făgăduiala. Părintele meu, nu-i da crezare acestui om, nu el, ci fratele său Daud l-a răpus pe Rakshas, redându-mi libertatea. Atunci, de ce nu s-a înfățișat el însuși? Măria ta! Sărmanul meu frate, vrând să-mi dea o mână de ajutor, a căzut pradă morții nemiloase, dar l-am răzbunat din plin. Nu-i adevărat! Viteazul Daud a rămas acolo în prăpastie. Omul acesta fără inimă a tăiat funia. Scăpați-l pe Daud, binefăcătorul meu! Nu înțeleg. Ce vorbe sunt astea? Înțeleptule rajah, fratele meu e mort, căci puterile lui erau prea slabe pentru asemenea luptă. Domniței Saparvati însă, din pricina chinurilor îndurate, i s-au tulburat mințile. O, presoară mereu tot soiul de năluci. O, biata mea copilă. Ei, stăpâne, nu te mâhni prea tare. Cu vremea această tulburare îi va trece. Eu voi aștepta cu supunere să primesc răsplata făgăduită. Un rajah nu-și calcă niciodată cuvântul. Fica mea, Saparvati, va fi soața celui care a scăpat-o. Îngăduie-mi să, fiule, până ce suferința ei se va alina cu totul. Până atunci, fi vei întâiul meu sfetnic și căpetenia oștilor mele. O, tată, cum poți oare zdrobi inima copilului tale? În vremea aceasta, Daud, pe care ticăloșia fratelui său îl întristase de moarte, căută câteva vreme o cale de scăpare din băgăuna aceea adâncă, dar, înțelegând că nu este nicio nădejde, rămase nemișcat și istovit, așteptându-și sfârșitul. Deodată răzbătură până la el țipetele unui elefant și auzi un glas depărtat care îl chema: Daud! Daud, unde ești? Daud, răspunde!
Sunt aici, printre stânci. Dar cine mă strigă? Eu, puiul de elefant, căruia i-ai dăruit libertatea. Am venit să te ajut la rândul meu. Îți mulțumesc, prietene, pentru bunătatea ta. Dar cum oare socotești să mă ajuți tu un biet puiandru? Fii fără grijă! Lângă mine se află tatăl meu, a cărui putere e vestită în întreaga junglă. Cu trompa el va smulge un trunchi de palmier pe care îl va prăvăli în prăpastie ca să te poți cățăra afară. Fii cu luarea minte, Daud! Odată ajuns sus, Daud porni grăbit spre cetate. Întrebând din om în om, află curând întreaga urzeală a fratelui său Sapilah. Voi să intre în palatul Rajahului, dar străjile, văzându-l zdrențăros și însângerat, îl alungară ca pe un cerșetor. Abătut, pribegii de colo-colo până ce un grădinar din marginea cetății îl luă pe lângă sine ca ajutor. Într-o zi, pe când Daud privea cu pricepere și gingășie minunatele flori ale grădinii, se pomeni înaintea lui cu o fată. Ascultă-mă, grădinarule, sunt slujitoarea luminatei domniții Saparvatei. Stăpâna mea, după cum poate ști, tânjește fără să poată scăpa de întristarea ei. Doar frumusețea și mireasma florilor o mai alină din când în când. Fii bun și umple-mi coșul acesta cu cele mai alese flori și îți voi plăti cum se cuvine. Flori pentru domnița Saparvatei. Prea bine, prea bine voi alege flori atât de fără seamă, încât domnița nu numai că va fi mulțumită, dar te va răsplăti cum nici nu gândești. Îți mulțumesc, buna mea Saremi, pentru grija ce-mi porți. Ce mândrețe de flori și ce miresme îmbătătoare. Ele sunt singura mea mângâiere în deznădejdea care mă întunecă zilele. Iată pe acestea, pune-le în vasul de porțelan albastru. Dar ce văd? În mijlocul buchetului e un inel. Un inel cu margaritar. Spune-mi, cum arată grădinarul de la care ai luat florile? Stăpână, era un tânăr chipiș, da? Înalt, cu da? Ochi strălucitori, da? Atâta doar că părul era cu totul încărunțit de pe urma cine știe cărei supărări ori spaime. Saremi, du-te în cea mai mare grabă și adu-l pe tânărul acela la palat. Spune-i că eu am poruncit să vie. Dar fii cu luarea minte, să nu-l zărească nimeni. Îl vei aduce pe portița cea tainică. Iată cheia. Ți-am îndeplinit porunca. Grădinarul se află aici. Daud! Domniță Saparvati. Nu m-a înșelat glasul inimii. Toată vremea el mi-a spus că ești teafăr, că într-o zi te vei arăta. Ursita nu poate îngădui ca bunătatea, cinstea și vitejia să fie înfrânte prin uneltirile celor nevrednici. Înțeleg, domniță, că sufletul tău curat se răzvrătește împotriva acestui gând. Dar iată că fratele meu, Sapilah, se bucură azi de cinste și mărire pe nedre. Așa este, dar prea curând trufia lui se va nărui în pulbere, căci ziua răsplății a sosit. Vino cu mine, Daud! Mărite Rajah și iubite tată, prea cinstiți curteni, iată, v-am adus un oaspe. Un oaspe? Da, ia stai. Pe omul acesta îl cunosc. Da, e chiar fratele lui Sapilah. Cel pe care îl socoteam pierit. Da. Nu-i cu putință, nu-i cu putință. Eu vraje, omul acesta nu-i Daud, fratele meu, zace mort în fundul prăpastiei. După chipzuința ta, Sapilah, într-adevăr ar fi trebuit să zac fără viață printre stânci. Dar nu ucis de rakshasul pe care eu însumi l-am doborât cu săgeata, ci trădat și părăsit de tine. Nu-i dați crezare! Nu-i dați crezare, e mincinos sau nebun! Sapilah!
Ochii acestui om sunt limpezi și curați ca luceferii, pe când ai tăi par două jivine încolțite. Mi-e greu să te cred. Dar iată, este un mijloc fără greș spre a afla de partea cui este adevărul. Slujitori, aduceți cupele dreptății! Iată, băutura din aceste cupe are aceeași culoare și aceeași mireazmă, dar una din ele e otrăvită. Alegeți-vă fiecare câte una. Măria ta, mă supun fără teamă încercării. Alege, frate Sapilah, pe cea din stânga sau pe cea din dreapta? Nu vreau să mor. Luați cupele, nu mă puteți ține să beau! În niciuna dintre cupe nu se află o travă. Dar cugetul tău s-a înfricoșat de moarte, dându-ți în vileag ticăloșia, Sapilah. Slujitori, luați-l și tăiați-i capul! Iertare! Luminate, Raja, acum că totul a ieșit la iveală, îngăduie să cer cruțare pentru acest biet înșelător. Cum? Spaima și rușinea au fost destulă pedeapsă. Lăsați-l să plece încotro, va vedea cu ochii. Fie, lăsați-l slobod. Mărinimia e o pasăre care și-a avut totdeauna cuib în inima vitejilor, Daud. Iar ție, Saparvati, fica mea, îți cer iertare pentru suferința ce ți-am pricinuit fără voie. O, tată, de când s-a întors stea fără Daud, necazurile mele au pierit ca fumul. Atunci, după câte înțeleg, nu mai rămâne decât să pregătim ospățul de nuntă. Și viteazul Daud, care după moartea bătrânului Rajah a ajuns cârmuitorul acelei cetăți, a trăit ani mulți și fericiți alături de blânda domniță Saparvati. Povestea lor, povestea vitejiei și bunătății răsplătite, a rămas să colinde lumea. Sapilah, basm indonezian. Scenariu radiofonic de Dumitru Tăutu. Au interpretat Lucian Muscurel, Radu Ițcuș, Nicolae Lucian Botez, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ion Pascu, Mihai Velcescu, Marius Pepino, Marina Maican, Jean Reder. Regia muzicală Marga Capitanovici. Înregistrare din anul 1972.